Ar fi încercat să mituiască polițiștii care l-au reținut pentru comportament agresiv. Este ispravă unui tânăr de 26 de ani care acum riscă dosar penal. Totul a avut loc în noaptea de 28 iulie. O femeie a sunat la 112 și a declarat că fostul ei cumnat a venit la poarta gospodăriei sale și are un comportament agresiv. Oamenii legii s-au dus la fața locului și au reținut individul. Acesta însă ar fi decis să-i mituiască pe oamenii legii pentru a scăpa nepedepsit. Astfel a scos 100 de euro și le-ar fi propus polițiștilor care l-au reținut. Bărbatul a scos în portmoneu său o bancnotă asemănătoare cu 100 de euro și a propus să angajați să-l pe cinșlia pentru a nu fi documentat conform legislației. Văzând aceasta, polițiștii au avertizat bărbatul că ultimul poate fi atras la răspundere penală pentru coruptere activă. Tânărul originar din Chișinău insista totuși ca oamenii legii să ia mita. În loc să ia banii, polițiștii au inițiat un proces penal pentru corupere activă. Dacă va fi găsit vinovat, individul riscă până la 6 ani privare de libertate cu amendă de până la 200.000 de lei.